Cei care s-au născut în zodia Capricornului vor avea în ziua de 19 septembrie posibilitatea să se prezinte în public, ori despre ei să se discute, numele lor să circule. Este vorba de o echilibrare a impresiei generale, de o redresare sau de un gest, o intenție, o inițiativă menită să îi pună într-o altă lumină care să corecteze impresia lăsată de ei asupra colaboratorilor, publicului larg sau a unui colectiv în care se exprimă și activează. Între 19 septembrie după ora 21:40 și seara zilei de 21 septembrie, discretă nemulțumire pe care o pot trăi sau o pot formula deschis, verbal, explicit, în legătură cu felul în care gândește, vorbește un prieten, cum relaționează cu acesta. S-ar putea să fie vorba de niște fleacuri, niște chestiuni de conduită, s-ar putea să fie vorba de niște lucruri de esență, caracter, temei al relației înseși, drum în viață sau impact neplăcut asupra celui născut în Capricorn, a felului în care un prieten sau un grup de prieteni se desfășoară într-o direcție de viață și activitate publică care îl implică și pe el. Și cel născut în Capricorn nu are deloc chef să își pună numele alături de demersurile acelora cu care nu este de acord și nici nu dorește ca asupra sa să se reflecte ceva din negativismul sau incompetența sau lipsa de logică a acelor inițiative. Între 21 septembrie, după ora 22:40 și începutul zilei de 24 septembrie, discretă solicitare a axei celor două case ale sănătății. Tranzitul este modest, instabil, dar cu un fond bun. Nota generală este de revigorare sau de recuperare a unui optimism și a unei încrederi risipite în ultimul timp de evenimentele care i-au hărțuit, i-au obosit sau le-au abătut atenția pe subiecte antipatice. Între 24 septembrie după ora 2 noaptea și 25 septembrie, apoi pe 26 septembrie, luna va transita zodia Capricornului în afara unor influențe vizibile exercitate de lună asupra afectului lor. Se poate vorbi și de o răscolire a celorlalte planete, Jupiter, Pluton și Saturn, care traversează Capricornul și care în felul acesta pot să fie mai active sau pot să scoată la lumină detalii care până acum nu au fost activate. Contextul nu este nou. De un an de zile, ori de câte ori luna străbate zodia Capricornului, se petrece acest lucru cu mai mică sau mai mare intensitate. Acum iarăși se refac cele 12 quadraturi între planetele din Berbec și cele din Capricorn. E destul de mult. Este o presiune care se exercită asupra Capricornilor și de către familie, în mod special de către părinți, dacă aceștia evident trăiesc și au probleme. Dar sunt și aspectele administrative, publice, oficiale, legale, juridice, nu neapărat economice, cu privire la un patrimoniu personal. Și deocamdată perechea Marte, lună neagră, funcționează foarte conflictual. Dacă ar fi așa ca la carte, ar trebui să vorbim despre certuri pe baza unui fel de a fi sau de a intra în posesia unor bunuri locative, funciare, patrimoniale de o valoare importantă, cu care unii dintre membrii de familie nu sunt de acord. Râvnesc și ei la același bun, au impresia că cel născut în Capricorn are o cotă mai mare sau un beneficiu substanțial pe care celălalt nu îl poate obține. De aici și ideea de a se revizui niște participații. Cine și cu cât contribuie la cheltuieli, la întreținere, la reparații, la taxe, ori cine susține viața și îngrijirea părinților. În felul acesta se produce un amestec între datoria filială sau datoria rudelor, obligațiile către stat, nevoia de a gospodări un patrimoniu și ipotezele, care nu sunt deloc comode, ale celor care sunt direct interesați de aceste bunuri. Viitorii moștenitori sau coproprietarii din prezent, care se află în devălmășie. Unii pot să ceară o serie de gesturi făcute pe cale juridică sau recunoscute notarial, prin care ei să aibă consfințit, cum se zice, să aibă pata la mala mână, că sunt deținătorii unor cote și în numele acestor cote, de acum încolo, o să tot ceară să pretindă, să invoce, să controleze. Acest segment nu va fi însă, din păcate, la fel de liniștit cum este acum.
Evident, nici acum nu este liniștit, dar lucrurile se vor complica din 22 octombrie, când soarele va intra în zodia balanței și va începe să transiteze casa a 10-a, nume, renume, putere, carieră, până pe 23 octombrie. Vom reveni asupra carierei, deocamdată rămânem în segmentul pe care am început să-l comentăm, cel legat de casă, părinți, patrimoniu și alte conflicte de interese. Timp de o lună de zile, soarele va trimite raze puternice spre casa a 4-a, pentru că se va construi timp de 4 săptămâni o triplă opoziție. Soare-Mercur, Soare-Marte, Soare-Lună Neagră. Nici unul dintre factorii care transitează acum berbecul nu vor intra în armonie cu Soarele. Ba dimpotrivă, combinația Soare-Marte va fi chiar incendiară, combinația Soare-Lună Neagră va fi la rândul ei destul de ticăloasă, în așa fel încât putem anticipa, depinde de la caz la caz, depinde și de educație, caracter, vârstă, mentalitate, dar putem anticipa, cum spuneam, și niște conflicte destul de urâte, cu certuri, cu acuzații, cu insulte, cu strigăte, cu reluarea acelorași teme care nu au dus niciodată, oricât de mult au fost dezbătute, la vreo soluție finală, ci doar întrețin o stare de spirit și o ostilitate între rude. În plus, există și posibilitatea de a se petrece ceva de natură oficială. Intervine o autoritate care, prin însăși intervenția ei, pune lucrurile într-o altă ecuație. Toarnă gaz peste foc și atunci respectivele documente sau precizări sau necesarul de documente pentru a se putea continua o activitate este de natură iarăși să răscolească relațiile. Au nevoie de un act, de un document, se duc la rude, le comunică acelora ce trebuie să facă, ce trebuie să se întâmple, ori trebuie să participe și ei la această rezoluție, ori trebuie să dea drumul la acte, pentru că, iată, le țin încuiate, un fel de șicană. Și atunci, această chestiune care vine dintr-o cu totul altă direcție și nu are pe fond nimic conflictual, generează însă tulburări în viața de familie. Axa caselor a 4-a și a 10-a va fi răscolită în continuare și de faptul că se realizează de acum încolo, timp de o lună, un careunte mult mai puternic susținut. Mai în vară am avut acest careu pe direcția Berbec-Rac-Capricorn. Acum îl vom avea pe direcția Berbec-Balanță-Capricorn. Tot pe brațele crucifixe suntem și în felul acesta, între cele trei planete în tranzit prin Capricorn și planetele din Balanță, se vor realiza pentru moment 6 quadraturi, apoi Mercur va părăsi casa a 10-a. Și vor rămâne doar 4 ipostaze destul de puternice, care încep să pună și probleme de statut public, social, profesional, echilibru, posibilitate de a urca niște trepte, de a se afirma sau de a-și consolida un statut. Dintr-o astfel de perspectivă, prezența Soarelui în casa a 10-a are, dacă ne limităm strict la relația Soare, casă și zodie, o funcție de temperare. Nu aduce succesul de pe lume, nu aduce victorii fulminante, dar aduce posibilitatea, așa cum spuneam, adineauri de intrare în normalitate, de alungarea unor nedumeriri sau neîncrederi sau acuzații care planează, trenează asupra nativilor și de apropiere de ceea ce ar putea să fie un mod de viață normal. Să se afișeze în public, să discute cu colaboratorii, să-și exercite funcția și meseria în chip onorabil. Toată această ipostază funcționează cât de cât până pe 27 septembrie. După aceea, Mercur, care și el tranzitează casa a 10-a, va trece în Scorpion, va sta acolo destul de mult timp, va intra în mișcare retrogradă și la un moment dat va reveni în balanță. Și în prima parte a lui noiembrie va repune pe tapet situațiile, discuțiile, cuvintele, temele, refuzurile sau acceptările formulate în acest răstimp de care vorbim în această săptămână. Poate că multe dintre ele nu vor fi rezolvate. În logica lucrurilor, au nevoie de un timp. Sau, cine știe, oamenii, cum zice românul, se dau la fund. Nu răspund la telefon, nu acceptă întrevederi și atunci rămâne o stare așa de nesiguranță, de incertitudine. În prima parte a lunii noiembrie, acestea pot fi risipite prin niște întâlniri utile sau, în sfârșit, aducătoare de clarificări.
ceea ce nu se poate duce la bun sfârșit acum în această perioadă, s-ar putea face într-un chip inteligent în prima parte a lunii noiembrie. Între 19 septembrie seara și 21 septembrie seara, nemulțumiri legate de felul în care se prezintă o relație de prietenie. Există și niște elemente care pot să conducă la un soi de mică antipatie sau ostilitate sau chef de răfuială. Mai ales dacă la mijloc este și un interes material sau o cooperare sau una dintre părți vizează un câștig. Între 21 septembrie, după ora 22:40 și începutul zilei de 24 septembrie, cele două case ale sănătății se află destul de bine poziționate, nu sunt aspecte rele, grele, complicate, dimpotrivă, se poate vorbi de un anume dinamism. Începând cu 24 septembrie seara și ulterior pe 25 și 26 luna va transita Capricornul și le va da acestor persoane o forță și o vigoare în plus, mai puțină reactivitate, se poate vorbi și de niște ambiții sau din niște incapacități de a ceda, de a fi flexibil, de a recunoaște niște adevăruri.